Existențialistul danez a influențat prin filozofia lui numeroși scriitori ai secolului 20. A priceput că viața trebuie înțeleasă privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte. La 42 de ani a suferit o apoplexie cerebrală care i-a curmat existența. Generalul american luptător în Africa de Nord, Sicilia, Franța și Germania n-a fost de acord cu bombardarea Dresdei și nici cu planul Morgenthau, care ar fi transformat Germania într-un stat feudal. Despre entuziasmul francezilor dornici să lupte pentru eliberarea țărilor este semnificativă butada americanului: prefer să am în față o divizie germană decât în spate una franceză. A definit cinematograful ca fiind automobil și poem deopotrivă. Unii critici îl consideră a fi expresia desăvârșită a spiritului francez în tot ceea ce are el mai spumos. Alții îl acuză de superficialitate. În plin război, dacă Statele Unite tot se aliaseră cu Uniunea Sovietică, scriitorul s-a înscris în Partidul Comunist. După 1950, a plătit cu închisoarea opțiunea de atunci, dar a putut scrie Spartacus. Armistițiul semnat de germani în pădurea Compiègne este considerat reperul final al ostilităților din primul război mondial. Unii istorici consideră că prima conflagrație s-a sfârșit odată cu semnarea tratatelor de la Versailles. Ca prizonier al germanilor în al doilea război, americanul a fost martorul bombardamentului distrugător al Dresdei din noaptea de 13 spre 14 februarie 1945. Experiența de atunci a stat la baza romanului care l-a făcut celebru, Abatorul 5. Scenaristul și regizorul român s-a impus prin pelicule precum Asediul, Răscoala, Lumini și Umbre sau Toate pânzele sus. A fost și printre primii români nominalizați la Festivalul de la Cannes. Actorul născut la Călăraș s-a remarcat în special în roluri comice, însă și prin calități de interpret, numeroase melodii abordate de el fiind încă vii în memoria publicului. Personalitate controversată, poetul care a adus primul vestea căderii lui Ceaușescu la televiziunea română rămâne în continuare în miezul actualității prin comentarii acide asupra politicii românești. Teoreticianul cinematografiei franceze a studiat pedagogia, dar bâlbâiala nu i-a permis să profeseze, așa că s-a dedicat scrisului despre filme. Nu le judeca, ci le analiza și le descria precum un minunat dialectician, după cum îl caracteriza Truffaut. A avut o copilărie și o tinerețe zbuciumate, abandonând școala la 16 ani și măritându-se prima dată la 18. Deși a apărut în filme cu succes la public, părerile criticilor au fost mai degrabă negative, actrița fiind nominalizată de mai multe ori la premii nedorite. În calitate de membru al Comitetului de Organizare a Adunării Naționale de la Cernăuți, care a hotărât unirea cu România, istoricul bucovinean a redactat Actul Unirii. În perioada interbelică a îndeplinit mai multe demnități publice, pentru care comuniștii l-au pedepsit cu 5 ani de temniță la Sighet. Rolul ciudatei avocate Ellie McBeal i-a adus actriței și faima mondială, dar și Globul de Aur. Ciudățenia personajului pare să se fi transferat personalității ei. În 2001 a adoptat un copil născut în chiar prima zi a mileniului 3, iar căsătoria cu Harrison Ford în 2010 a venit după aproape 9 ani de relație. Hâtrul interpret moldovean a cucerit publicul cu piese reunite până acum în 3 albume intitulate Amintiri din copilărie. Aflăm de la el că s-a născut de ziua lui și că a descoperit că dacă ești beat, te faci pe data acrobat. Mama sa, de origine germană, era îndrăgostită de picturile lui Da Vinci, ceea ce explică numele primit de actorul american. Dacă pentru rolul din Titanic a primit 2,5 milioane de dolari, pentru cel din filmul Prinde-mă dacă poți a încasat 20 de milioane. La 23 de ani devenea secretar personal al liderului țărănist Iuliu Maniu. În scenarea de la Tămădău, când comuniștii au arestat crema opoziției, i-a adus o condamnare pe viață la muncă silnică. A fost eliberat în 1964 pentru ca, după Revoluție, să pună bazele opoziției democratice din România. Luptător pentru pace sau terorist, în funcție de cei care îl etichetează, liderul palestinienilor a murit la Paris, fiind înmormântat în moscheea din Ramallah. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.